Nu am zis că aia, că la fac și cu bidoanele alea de sucă, poate bidoane și cu Locuitorii din comuna Poiana Lacului sunt nemulțumiți că la robinete nu mai curge apă de aproximativ 2 luni de zile. Duș nu mai merge, doamna, acum, nu mai... Deja, Lilian, deci n-ai văzut așa ceva. Domnul primar, când l-am întrebat, a zis că să ne facem surse proprie, dânsul și-a făcut sursă proprie, deci noi suntem mai... Când începe să limpezească, se oprește, că mai multă oră nu... De vreo 3 zile vine câte o oră, dar am avut săptămână întreagă care n-a fost pic de apă. Doar noaptea se întâmplă să fie apă la robinet, însă aceasta nu se poate consuma, fiind extrem de murdară. Cum ieșim noaptea pe afară, cum dăm drumul la robinet să vedem și... În această situație sunt sute de oameni din satele Păduroiu, Grădinești, Gălățeanu, Dealul Viilor și altele. Din cauza lipsei de apă, aceștia au ajuns să inventeze metode prin care să poată folosi aparatura electrocasnică din casă. Aduc apă de jos din butoaie, opresc apă când curge, o las să se limpezească și vin cu apa și o pun aici, în găleată. Găleata trebuie să stea tot timpul plină. Apa vine pe furtun. Așa, și... E prin cădere, exact. E prin cădere, de la legată direct la mașina de spălat. Și așa spălăm. Ce să facem? Libricul și ligheanul. Deci asta, așa se spală în ziua de astăzi. Da, în momentul când ești în comuna Poiana Lacului, sat ce pari Gărdinești. Avem boiler, avem toate, dar... Un centru poate beneficiam și noi. Poze, facem poze. Asta e. Pentru a demonstra cât de murdară este apa, fiecare locuitor din zona a păstrat câte un bidon plin cu lichidul maroniu. Apa luată de 24 de ore și vedeți noastră, pe 24 de ore. Și de dimineața când a dat drumul, așa instantaniu, am luat 3 găleți. Să vedeți, prima găleată, a doua găleată, a treia găleată. Să se vadă ce este. Un bătrân are în propria grădină un puț forat la o adâncime de 50 de metri. Eu am un puț la 50 de metri, uitați aici. Durează. Dar puteam să bat pe curent, dar n-am bani să plătesc. Asta nu prea spală, e de băut, de izbor. Trebuie să scoți vreo 10 găleți. Ca să, așa, ca să stau în cadă, vreo 7 găleți. Oamenii acuză firma care le furnizează apa. În replică, reprezentanții acesteia spun că vara consumul este foarte mare, rețeaua este subdimensionată, iar consumatorii sunt din ce în ce mai mulți. În plus, folosesc apa la spălatul mașinilor și la udatul grădinilor. Vorbim de această criză având în vedere consumul irațional de apă. Oamenii nu se gândesc că au vecini, că trăiesc într-o comunitate. Nu se gândesc că nu numai ei au nevoie de apă, ci și ceilalți. Și atunci o folosesc irațional, adică udă grădinile, udă gazonul, spală mașina, își umple piscina sau lacul, depinde ce are fiecare, ne gândindu-se că poate celălalt nu mai are apă să spele la mașina de spălat sau nu mai are apă să se spele pe mâini, efectiv. Deși noi furnizăm apă la o presiune foarte mare. Deci noi suntem furnizori în zonă, furnizăm la o presiune mare, care chiar este crescută în această perioadă, în mod normal, tot timpul anului, încă o dată, ca o paranteză, timp în care apa ajunge la toată lumea, noi furnizăm la o presiune de 5,86. Acum am ajuns să furnizăm la o presiune de 6,8. În condițiile în care ar trebui să ajungă apa la toată lumea. Numai că fiind folosită, cum am amintit mai devreme, că se folosește, logică nu ajunge, n-are cum să ajungă. O soluție în anii următori ca populația să folosească rațional apa, da? Iar investiția pe teritoriul comunei să ducă undeva la mărirea capacității de distribuție a apei, adică conductele să fie schimbate, conducte de din diametru mai mare. Pentru ca oamenii să poată beneficia de apă potabilă în sistem centralizat, în comuna Poiana Lacului, aflată la 20 de kilometri de Pitești, de unde se furnizează, trebuie pe de o parte refăcut sistemul, iar pe de altă parte fiecare să consume strictul necesar.